În fiecare zi a acestei săptămâni, pe la ghișeele Serviciului de Evidență a Populației din Râmnicu Sărat au trecut aproximativ 70 de persoane. Oamenii și-au schimbat buletinele pentru că nu mai erau valabile sau se aflau aproape de termenul de expirare. Cei mai mulți dintre cetățeni spun că au nevoie de actele de identitate pentru a putea merge la urne la alegerile de duminică. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru buletin, l-a schimbat buletin, sunt din comuna Racoviței. Vreau să-mi spuneți, aveați nevoie de buletin acum înainte de alegeri? Și am avea, cum să nu, trebuie să alegem pentru binele nostru. Mergeți la vot duminică? Da. Cu soția să schimbe buletinul. De unde sunteți? De la Cochilanca. Soția are nevoie de buletin acum că vin alegerile? Bineînțeles, doamnă. Nu trebuie. Fără buletin nu ar putea să meargă la vot? N-are cum. Numai cu buletin. Merge la vot. Votăm să vedem ce se întâmplă. Poate o fi ceva mai bine. Ați primit deja buletinul? Da. Veți merge duminică la vot acum că aveți buletin nou? Sigur. De unde sunteți? Vadul Sorești. Reprezentanții Serviciului de Evidență a Populației din Râmnicu Sărat spun că cei mai mulți dintre cei care au venit să-și schimbe buletinele sunt din mediul rural. În weekend, angajații instituției vor lucra la foc continuu pentru ca toți cetățenii să-și poată reînnoi actele de identitate pentru a putea merge la urne. Programul de sâmbătă este cuprins între orele 8:30-16, iar cel de duminică între 8:30-21.